ladies and gentlemen, Cușnir Ionuț versus Ursu Adrian. Se pregătește Cușnir Ionuț din Suceava. Prima palmă îi aparține lui. Haideți să vedem. Haide, prima palmă! Wow! A rezistat eroic la prima palmă aș pe care spune i-a dat-o adversarul. A fost depusă palma aceasta. Am dat capul? Dar să vedem ce spun arbitrii. Se pare că avem un accident. Această luptă se va opri. Cezar, Sandu, hai să vedem. Cezar spune că și-a rupt bicepsul. Eu cred că și-a rupt bicepsul. Un accident se întâmplă atunci când dai să-ți rupi mâna în obrazul oponentului tău. Se întâmplă, you know? Și acesta este una din aceste cazuri. Hai să vedem cu decizia. Hai să vedem dacă mai vine. Ionuț. Timp în care s-a luat pulsul, așteptăm din nou pe scenă, este dispus să urce, să meargă în continuare. Haideți să-l aplaudăm, să-l încurajăm. Suntem la gala de Sleper XF cu numărul 3. Alright, iată că s-a întors Ionuț aici, el este din Suceava. Muncitor în construcții, 106 kg și are în loc de palmă o lopată, bineînțeles. Merge lopata. S-a lupt lopata. Domnul arbitru, Sandu, Cezar. Se oprește aici, ne pare foarte rău, a oprit arbitrii lupta din siguranța oponentului. Și vom declara câștigător, ladies and gentlemen, aplauze pentru Ursu Adrian! Bravo, Adrian, te invităm aici alături de noi puțin, pentru că, iată, a primit și palma, dar a ieșit învingător. Ne pare rău pentru ce s-a întâmplat pentru adversarul tău, dar, după cum vedeți, siguranța e mai importantă pentru noi, așa încât decizia arbitrilor este... pentru tot ce înseamnă RXF-ul și siguranța participanților. Am să te rog puțin lângă mine să te așezi ca să ne ajute colegul nostru de la cameră și cu această ocazie le mulțumim tuturor din stafful RXF pentru că sunt în această seară alături de noi și ne ajută să transmitem direct. Cum ți s-a părut această primă palmă primită și dacă e prima din viața ta? Nu este prima, din păcate. A fost o palmă foarte, foarte puternică. Vreau să-l aplaud pe Ionuț și îmi pare rău pentru accident. Haideți să-l aplaudăm cu toții. Îmi pare foarte rău pentru acest accident. Și acum, finalistul, se știe cine va fi. Posibil, să sperăm. Și o să vin după a doua centură. După cum bine știți, cei care sunteți prezenți aici la Gala RXF Slep cu numărul 3, regulile le-au anunțat deja atât arbitrii pentru cei care au intrat în această gală, dar și colegul meu Mike Diamond, bineînțeles. Sistemul acesta este piramidal și urmează să ai un alt adversar, da? Poftim? Urmează să ai un alt adversar alături de care vei da sau vei lua palme. Da, da, da. Îi urez mult succes. Cine te-a convins să intri în această gală sau ce te-a determinat? Adrenalina, premiul cel mare și centura. Cum a fost aici când te-ai urcat pe scenă, ai văzut publicul alături de tine, de noi și urma să dai o palmă pe care n-ai mai avut ocazia să o dai. Uite, să te întorci acolo la cei de acasă. Da, a fost o experiență foarte bună și o să fie în continuare și nu o să mă opresc doar aici, o să mă duc... În finale și din următoarea finală o să mă duc mai departe. Și următorul vreau ca să fie în cușca RXF, poate. Bravo, de să înțeleg că nu ai ezitat să accepti și o luptă în cușcă. Deloc. Chiar poate dacă o să câștig, o să fac și o provocare. Eu îți doresc mult succes, dragilor. Iată ce înseamnă Universul RXF.
te las să te destinzi acolo în atmosfera din culise alături de colegii tăi.